1 Corinteni, capitolul 10. Pentru că nu vreau ca voi, fraților, să nu luați în seamă că părinții noștri au fost cu toții sub nor și au trecut toți prin mare. Toți, în timpul lui Moise, au fost botezați în nor și în mare. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, fiindcă au băut din stânca duhovnicească care venea în urmă, iar stânca era Hristos. Dar cei mai mulți dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu de vreme ce au căzut morți în pustiu. Acestea, așadar, au fost pilde pentru noi ca să nu fim și noi ca ei, poftind lucrurile rele așa cum au poftit ei. Să nu fiți nici închinători la idoli ca unii dintre ei, precum stă scris: s-a așezat poporul să mănânce și să bea, apoi s-a sculat să joace. Să nu ne desfrânăm ca unii dintre aceia care s-au desfrânat și au căzut morți într-o singură zi 23.000 de oameni. Să nu-L punem la încercare pe Hristos ca unii dintre aceia care L-au pus la încercare și au murit mușcați de șerpi. Nici să nu cârtiți așa cum au cârtit unii dintre ei și au pierit loviți de Îngerul Nimicitor. Iar toate acestea li s-au întâmplat lor ca pildă pentru noi și au fost scrise ca sfat pentru noi, cei care am ajuns la sfârșitul veacurilor. Astfel, cel care crede că stă pe picioarele sale, să ia aminte să nu cadă, căci nu v-a ajuns nicio ispită peste cei omenesc să înduri. Și Dumnezeu este credincios și nu vă va lăsa să fiți încercați mai mult decât puteți, ci odată cu îngăduirea ispitei a făcut și scăparea din ea ca să o puteți depăși. De aceea, iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați voi înșivă ceea ce zic. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el o împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea o împărtășire cu trupul lui Hristos? De vreme ce este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, pentru că toți ne împărtășim dintr-o singură pâine. Priviți la poporul lui Israel, cel socotit după trup. Cei ce mănâncă din jertfă nu se împărtășesc cu jertfele altarului. Ce vreau să zic? Că cele jertfite idolilor sunt ceva sau că idolul este ceva? Nu, ci că lucrurile jertfite sunt jertfite demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să ajungeți să fiți în împărtășire cu demonii. Nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Vrem oare să stârnim mânia Domnului? Suntem oare mai tari decât El? Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu se îngrijească de sine, ci să ia aminte la cele ale celuilalt. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic din pricina conștiinței, pentru că al Domnului este pământul și tot ce e pe el. Dacă cineva dintre cei necredincioși vă cheamă la masă și vreți să vă duceți, mâncați tot ce vă pune pe masă, fără să întrebați nimic din pricina conștiinței. Iar dacă cineva vă va spune: aceasta este carne jertfită, să nu mâncați din pricina celui care v-a atras atenția și pentru conștiință. Și aici nu vorbesc despre conștiința ta, ci despre aceluilalt. Dar de ce libertatea mea este judecată de o altă conștiință? Dacă eu sunt părtaș al harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce eu mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți ceva, toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. Nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru elini, nici pentru biserica lui Dumnezeu, ci fiți ca mine,
care mă silesc să plac tuturor în toate, fără a căuta folosul meu, ci pe al celorlalți, ca ei să fie mântuiți.